Petrolul 52 va juca două meciuri în trei zile. După partida de sâmbătă seara cu asetul Feni Băicoi, gruparea petrolistă va juca următorul meci marți, pe 30 august. În penultima zi a acestei luni, formația ploișteană va evolua la CS Blejoi. Partida se va disputa de la ora 18 și face parte din etapa a treia a Ligii a Prahova. Devansarea meciului Blejoi Petrolul 52 s-a făcut la solicitarea oficialilor plăieșteni. Aceștia au dorit să joace mai devreme pentru a beneficia ultima oară de fund Vasile Micu și de mijlocașul Alexandru Puchea. Celor doi fotbaliști le expiră împrumuturile și trebuie să revină la petrolistul Boldești. Gruparea prahoveană va începe campionatul în Liga A3 a treia și are nevoie de ei, fiind jucători de bază. Demersul petroliștilor nu era posibil fără înțelegerea blejoienilor. Aceștia au dat dovadă încă o dată că vor să ajute noua trupă a ploieștiului după ce l-au cedat și pe jucătorul Dragoș Gheorghe. De asemenea, Blejoiul a acceptat să joace cu formația antrenată de Tavi Grigore și într-o un meci amical a ieșit o dispută spectaculoasă cu șapte goluri încheiată cu victoria echipei de lângă Ploiești. Formația petrolistă și-a stabilizat antrenamentele deocamdată la Valea Călugărească, asta pentru că suprafața de joc este foarte bună și nu trebuie să se mai plimbe prin o județul. La antrenamentul de astăzi au venit în probe doi apărători, unul trecut pe la Astra, iar celălalt venit din București.